Săptămâna 17-23 februarie aduce noi locuri de muncă pentru sălăjeni. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, în această perioadă sunt 75 de locuri vacante. Pentru sălăjenii care doresc să muncească în producție și prestări servicii, există 15 joburi. Pentru cei cu studii superioare, există un post vacant de redactor. În comerț sunt disponibile 6 joburi. În construcții există 2 locuri de muncă. În industria alimentară și turism sunt 10 posturi vacante. Industria confecțiilor oferă 40 de locuri de muncă, iar în industria lemnului există 2 locuri vacante. Pentru mai multe informații, cei care se află în căutarea unui job pot să se adreseze AJOFM Sălaj pe strada Tudor Vladimirescu, bloc P40, Zalău, sau la telefon 0260 616 317.